Da, da, dragilor, iată, Andrei așa a propus să e milă din mine și încearcă să mă ajute. Lucrează și ea. Hai, Andreea, de să-ți determine parametrii A și B. Ăla e roz, scrieți cu albastru. Da? Așa. De să se determine parametrii A și B real. Să se determine A, B real. Așa încât. Așa încât. Limită, amic, limită pentru entii de la infinit din n difracții, n pătrat plus n plus 1, totul supra 2n plus 1, minus a n minus b, minus a ori n minus b, limita asta să fie egal cu 1. Deci, întrebarea este ce să punem noi în loc de a și b? Pune într-o paranteză toată bucata asta, limită, așa, așa, de la început, da. Ca să se subînțeleagă că limită din toate astea. Da. Ce să punem noi în loc de A și B, încât în momentul în care calculăm limita să fie 1? Nu pe digite, nu o să putem face. Atunci la aceeași numitor și zicem egal, și o să avem limită pentru n tinde la infinit, din, vorbește? N pătrat. Păi, dreptate, îți vorbesc eu condițiile astea. E în pătrat plus n plus 1. Minus 2 plus... Pun și a ori n pe lângă... Se mulțim deodată. A n ori 2 n plus 1 vine 2 a n pătrat minus a ori n da. Plus minus pătrat minus 2 b n și minus b. Totul supra 2n plus 1. E calculul că la ea, limite pentru n tinde la infinit, din, ordonăm după puterile lui n și vine n pătrat pe lângă. Pe lângă 1 minus 2a. Așa vine? A, da. Am dat pe n pătrat de factor. 1 minus 2a. 2a. Termin în n. Plus n pe lângă. Plus n pe lângă 1 minus a minus 2b. Corect. Așa, și apoi avem, rămâne 1 și minus b. Deci plus 1 minus b. Totul supra. Totul supra 2n plus 1. 2 plus 1. Iar mai departe cu. Da, am putea... Nu, nu putea. Dacă ar avea același grad, ne-ar da un număr finit. De cauza asta, fiindcă noi avem ca obligație să facă 1, deci un număr finit, trebuie să obligăm să dispară n pătrat. Și ca să dispară n pătrat, 1 minus 2a trebuie să fie egal cu 1 minus 2a, trebuie să fie 0. Da. Ia gândește, dacă în loc de 1 minus 2a pui 0, vine n pătratul 0, 0, 0 și rămâne în n. Nu. Și visăm acum, rămâne numai în n și sus și jos, grade egale, scoatem pe n factor forțat, și va da un număr finit. Da. Deci, face 1 și spunem luăm, chiar așa luăm 1 minus 2a egal cu 1 minus 2 egal cu 0, ceea ce înseamnă echivalent cu a egal cu 1 pe 2. A egal cu 1 pe 2. Și acum continuăm limita. Egal mai departe cu limită pentru n de la infinit din n difracții. Și aici dispare. Ala o dispare și vine n pe lângă. Pe lângă 1 minus a. Adică a cât este? A, bă, 1 minus 1 pe 2, adică... 1 minus 1 pe 2, 2 face 1 pe 2. 1 pe 2. Deci 1 pe 2 minus 2b. 1 pe 2 minus 2b. Și din paranteză. Plus 1 minus b. Plus 1 minus b. Totul supra. Totul supra 2n plus 1. 2n plus 1. Și egal mai departe cu limită pentru n tinde la infinit din... Acum gradele sunt egale. Știi și mecherea, scoate factor forțat și n pe lângă. N pe lângă. 1 pe 2. 1 pe 2 minus 2 b, nu? Plus 1 minus b. 1 minus b pe n. A, da. 1 minus b pe n. Așa e corect, da? Da.
totul supra... Totul supra n se lângă 2 plus 1 pe n. Ok. Și unde până se duce? Se duc și avem... La limită înseamnă că rămâne 1 pe 2 minus la numărătoare 2b. Da. Și celălalt 1 minus b pe n duce la 0. B? Supra 2. 2, da, nu? Dar era și 1, stai. Da, acolo a fost 1 minus... 1 era... minus b, totul pe n. Da. Că am scos pe... Da, și de acolo am scos. Da? Factor forțat. Da. Așa e corect să scrie. 1 minus 2 pe supra 2. Și asta cât este egal? 1. Așa ne spune autorul. Și atunci 1 pe 2 minus 2 pe 2. Ce l-am înțeles în următor aici avem 1 minus 4 b egal cu 2? Nu? Egal cu 4. A, da. A zis că a zis la aceeași. Da, da, așa am înțeles. Minus 4 b este 3. B va fi minus 4 pe 3, nu? B egal cu minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4. L-am aflat și pe B și pe A. Și minte că au egal cu cât? Au egal cu 1 pe 2. Întrebarea era așa, să aflăm pe A și B, cât timp ta ce să fie egal cu 1. Da. Răspuns? Ăsta este cel de valoare și B. Deci punctul A l-am făcut, punctul B. B, ne ocupăm de limită pentru n tind de la infinit. Da? Limită, scrim. Limită pentru n tind de la infinit. Din n pătrat supra n plus a. Da. Minus... Nu, nu, e altă limită. Da? N pătrat supra n plus a minus, în dreptul unei fracții, minus n, totul într-o paranteză, limită de la bucata asta, e egal cu 1. Da. Cu 1. Noi ne apucăm de lucru. Și la sfârșit, ce am să aici ceva în același numitor. Corect. Și așa se limită pentru n tinde la infinit. Din n pătrat minus n pătrat minus an. Totuși pe an plus a. A. Și dăm factor aici pe n. Pe n. Pe... A rămas minus an, nu? Da. Și nu mai dai nimic. Minus a n, totul supra jos dai. Da, da, de fapt, da. Minus a f, e limită. Pentru n tind la infinit, minus a n, supra n a. Și se iau cu limită pentru n tind la infinit, din... Minus a pe 1. Minus a pe 1. Adică minus a. Și cât e egală? Asta trebuie să fie egal cu 1, că așa e dată de autor. Minus adică are egal cu minus. Terminat cu limita. Cu alta, C. Limite pentru n, limită pentru n tinde la infinit din n pătrat plus a n, n pătrat plus a n, totul supra n plus 2, minus în dreptul unei difracții, b ori n pătrat, supra n plus 1. Supra? N plus 1. Asta toată trebuie să fie egal cu 3. Aducem la același numitor. Da, ne ocupăm de nou, deci limită pentru n tind de la infinit din... Va fi n plus 1 pe lângă n pătrat plus a n. N plus 1... Hai să mulțim deodată n la 3, acum n la 3a, n la 3a plus a n pătrat plus n pătrat plus a n. Da. Minus b n la 3a minus minus 2b n pătrat. Totul supra n plus 1. Da, putem să...
O să mulțești și acolo, da? Asta te gândești. Da. Deci vine n pătrat plus 3n plus 2. Și egal cu limită pentru n tinde la infinit din... Hai să organizăm polinomul ăsta de sigur. N la 3 minus pe n la 3 și o dăm factor comun pe n la 3. N la 3 pe lângă. N la 3 pe lângă 1 minus b. 1 minus b, corect. Apoi, plus n la 2. Pe lângă. Pe lângă a plus 1 minus 2b. A plus 1 minus 2b, corect. Și nu mai avem nimic. Mai este și plus în a n. Da. Plus da, a? Da, a ori n. Da? Da. Totul supra n pătrat, scoate factor pătrat, n pătrat pe lângă. N pătrat pe lângă 1 plus 3 supra n plus 2 supra n pătrat. Egal. Și egal cu n tinde la infinit. Din, Hei, ca să fie, să fie infinită, trebuie să dispară el la a treia. Așa, ca să dispară el la a treia, trebuie să avem 1 minus b egal cu 0, atunci b va fi egal cu 1. Deci b egal cu 1. O dată. Și înlocuim și avem n pătrat pe lângă a plus 1 minus 2 va fi a minus 1. A minus 1 deodată. A minus 1. A e. Plus a n, a. Supra n pătrat 1 plus 3 pe n. Și n pătrat cu n pătrat. Și avem... Atenție că n-ai scos în factor forțat n pătrat. Ai... A, aici nu vine. Deci nu vine treaba. A. Deci zicem limită pentru n tinde la infinit. E drept că până la urmă acolo s-a ajunge, dar da. Trebuie să fii corect scris n pătrat pe lângă. A minus 1 plus A supra N. Corect. A supra N, totul supra. Supra. N pătrat pe lângă 1 plus 3 pe N plus 2 supra N pătrat. Și avem N pătrat pe N pătrat, A minus 1 pe 1. A minus 1 supra 1. Și adică asta trebuia să fie egal cu? A minus 1, da. Deci A minus 1, asta era egală cu cât? Cu 3, parcă. Limita, valoarea limita am dat-o egal cu 3. Da. Deci are egal cu 4. Da. A-ul e 4 și B-ul este 1. Și B egal cu 1. Punctul D. Ne ocupăm de limite pentru n tinde la infinit. Din deschid A radical din N plus 3 plus radical din N plus 1. Închidem paranteza să facă 0 asta. Aplicăm conjugată. Nu? Așa. Că dacă am înlocuit aici, face infinit. Nu? Deci A trebuie să fie negativ. Deci A mai mic ca 0 ca observație. A trebuie să fie negativ, că numai așa un număr negativ înmulțit cu infinit face minus infinit plus infinit. Minus infinit plus infinit e operație fără sens. Da. Și acum, dacă aplicăm conjugata, egal mai departe cu limită de la infinit din a n plus a treia, nu? Noi cu cât de mulțim? Mulțim? Cu radical din n plus 3 minus radical din n plus 1. Hai să facem invers. Radical din n plus 1 minus a radical din n plus 3. A. Și atunci vine n plus 1 minus a pătrat pe lângă n plus 3. Totul supra radical din n plus 1 minus radical din minus a radical din n plus 3.
Și calcul limite pentru n tinde la infinit. Din. Hai să organizăm după, desfacem parantezele și... Păi avem n plus 1 minus a pătrat n plus 1 plus 3, nu, minus 3 a pătrat. Că am mulțit aici, nu? Da, 3 a pătrat supra radical din n plus 1 minus a radical din n plus 3. Și egal mai departe cu limită pentru n tinde la infinit din scoatem pe n factor plus alt și avem n pe lângă 1 plus 1 pe n minus a pătrat minus 3 a pătrat pe n. Pentru supra scoatem radical din n. Așa. 1 plus 1 pe n. Așa ai zis, 1 plus 1 pe n, da. Minus a pătrat. Minus a pătrat. Minus 3 a pătrat pe n. Minus 3 a pătrat pe n. Și restul scoatem radical din n. Și ai scoatem pe radical din n, da. Așa. Pe lângă radical din 1 plus 1 pe n. Da. Minus a radical din 1 plus 3 pe n. Știi ce trebuie să faci tu acolo? Unde? Deci trebuie să scoți repede factor forțat. Da, aici nu se simplifică și... Deci nu se simplifică și trebuie să organizăm așa. Ne întoarcem înapoi la numărător și la numărător zicem așa. N pe lângă 1 minus a pătrat. N pe lângă 1 minus a pătrat. Plus, am grupat pe n cu minus a pătrat n, știi? Așa era. N pe lângă, ai observat, nu? Pe lângă 1 minus a pătrat, plus 1 minus 3 a pătrat. Totul supraradical din n, lăsăm așa, pe lângă, radical din 1 plus 1 pe n, la numitor nu e nicio supărare. A radical din 1 plus 3 pe n. Așa e bine, da? Da. Ei, ca să facă 0, deci face 0, dacă și numai dacă, limita asta face 0, dacă și numai dacă, 1 minus a pătrat e 0. Ca să dispară n-ul. Da. Dacă dispare n-ul, rămâne numai jos. Și ceva pe infinit va face 0. Deci face 0, dacă și numai dacă, 1 minus a pătrat egal cu 0. Adică dacă a pătrat egal cu 1. A pătrat egal cu 1. Adică a egal cu plus minus 1. A, da. Două variante. Plus minus 1. Și cum am spus că a e mai mic ca 0, că așa am zis noi în start. Atunci a va fi minus 1. Deci a egal cu minus 1. Vezi? Foarte important a fost să punem condiția aceea ca a să fie negativ. Că acum nu știam pe care să alegem. Da. Dar ne-e clar trebuia să alegem numai varianta egal cu minus 1. Și atunci venim aici de 1 minus 3. Nu, mai face 0, sigur că face 0. Pentru că rămâne n-ul jos. Da. Deci a egal cu minus 1. Da. Și mergem mai departe la punctul E. E vorba de limită pentru n tinde la infinit. A radical din n plus 2. A radical din n plus 2. Da. Plus a pătrat plus a minus 3. În paranteză, o radical din n. Trebuie să facă 0. Păi am putea să luăm două condiții. Ori ea să-ți facă 0, ori ea să-ți facă 0. E, nu. Sau luăm pe toate și o lucrăm și aici amplificăm conjugata și... Trebuie să ne aflăm în situația următoare. Să
facă infinit, minus infinit, ca să aplicăm conjugata. Tot la conjugată ne gândim să aplicăm, dar trebuie să spună că a pătrat plus a minus 3, trebuie să spunem în paranteză. A pătrat plus a minus 3 într-o paranteză rotundă. A. Așa. Fi... paranteză dreaptă acolo. La sfârșit. Și după radicalile. Aici. Deci vezi care e poanta? Poanta este așa. Că tu ai a radical din n plus 2, primul termen, și pe urmă a pătrat plus a minus 3, o radical din n. Și ca să fie treaba bună, trebuie ca să te situezi în varianta infinit minus infinit, ca să poți aplica conjugata, că altfel n-ai rost. Da. Pentru chestia asta, trebuie să încercăm să facem semnul lui a pătrat plus a minus 3. Deci luăm pe a pătrat deoparte coeficientul acela, a pătrat plus a minus 3, egal cu 0, să găsim rădăcină. Și a 1, 2, egal cu minus 1, plus minus radical din 1, nu, atenție, cu b pătrat minus 4 ac, plus 12. 4 ori 3, 12. Păi minus b plus minus radical din b pătrat minus 4 ac. Deci a 1, 2 egal cu minus 1. De ce am zis eu minus 1? Coeficientul lui a. Dar e quasi gradul 2. Da. Minus 1 plus minus radical din 1 minus 4 ac. 4 ori a coeficientului a pătrat. S-a întâmplat aici. Da. A cu formula aceea să fie plus 12, bine. Plus 12. Da, că e minus 3 ori minus 4 și radicalul lung se acopere și pe 12. Totul supra 2 ori coeficientul 2. Totul supra 2. Ecuația de gradul 2. Ce ai făcut aici? Te-ai blocat? Egal cu minus 1 plus minus radical din 13 supra 2. Și odată o să avem o primă variantă a 1 egal cu minus 1 plus radical din 13 pe 2. Și a doua variantă a 2 egal cu minus 1 minus radical din 13 pe 2. Și o să facem tabelul de variație a semnului al lui a pătrat plus a minus 3. Deci a vine de la minus infinit la plus infinit. Tabelul de variație. Da? Cum zice tabelul de variație? Așa. Da. Deci a de unde vine? De la minus infinit la plus infinit. Și în rădăcini va fi 0. Da, rădăcini sunt minus 1 minus, minus 1 minus radical din 13 pe 2. Respectiv minus 1 plus radical din 13 pe 2. În dreptul lor 0 și 0. E vorba de a pătrat plus a minus 3, nu? Da. Între rădăcini punem semnul contrar. Adică între minus 1 minus radical 3 pe 2 și minus, o să spunem, și în afară plus. Da. Și noi... Și acum gândim așa. Dacă a vine de la minus infinit la minus 1 minus radical din 13 pe 2, minus infinit până la minus 1 minus radical din 13 pe 2, deci dacă a aparține cărui interval? Minus infinit până la minus 1 minus radical din 13 pe 2. Minus radical din 13 pe 2. Rezultă că a pătrat plus a minus 3 este mai mare ca 0. Da? Da. Au ce fel de număr este? Au... Uite, unde e spus dacă? Dacă a aparține cărui interval? A. Unde? Acolo. Aici.
Ce fel de măr este? Deci e negativ. E negativ atunci. De sub, sub asta, acum au e negativ. Așa. Atunci, în dreptul lui A negativ ori radical din N plus 2, scrim, înmulțim A negativ, înmulțim cu radical din N plus 2. Așa. Și pe cea de sus, cu cât s-o înmulțim? Uite-te la ieșitul tău. Cu radical din N. Și atunci rezultă radical din N pozitiv, radical din N plus pozitiv și rezultă că A pătrat prima, A pătrat plus A minus 3 ori radical din N este mai mare ca 0, nu? Da. Iar A ori radical din N plus 2 este mai mic ca 0. Și atunci apare infinit, care va da infinit? A pătrat plus A minus radical 3 ori radical din N va face infinit și cealaltă va face minus infinit. Și noi aveam ce limită? Limită pentru N tinde la infinit din o să scriu în ordine asta acum. A pătrat plus A minus 3 tot ori radical din N plus A radical din N plus 2. Și mulțim toată bucata asta cu conjugata sa și sus și jos. Cu A pătrat plus A minus 3 ori radical din N minus A radical din N plus 2. Exact. Totul supra, exact am pus sus, A pătrat plus A minus 3. La anumitoate s-o punem, nu? Da. Adică eu am zis că e pus deodată în paranteză. Adică vreau să spun în paranteză dreaptă. Da. Înțelegi tu? Deci ce vreau să spun? Vreau să spun așa. Că zicem așa, bucata asta, uite așa. Înmulțim cu toată asta așa. Totul supra. Adică limita de la început. Da, da. Asta e egal cu așa ceva. Supra. Da, supra bucata asta de aici. Da. Minus A radical din N plus 2, da? Da. Și egal mai departe cu limită pentru N tinde la infinit din A plus B pe lângă A minus B face A la a doua, adică vine A pătrat plus A minus 3 paranteză, o radical din N la pătrat. Totul la pătrat. Da? Minus partea a doua la pătrat. Minus A pătrat radical din N plus 2. La pătrat. Și radical din N plus 2 la pătrat, da? Da. Supra jos A pătrat plus A minus 3 radical din N minus A radical din N plus 2. Și este egal mai departe cu când ridicăm la pătrat, sus vine limită, nu uităm pe dreptul la infinit, din A pătrat plus A minus 3 la pătrat ori N minus A pătrat nu, A la a doua. A. Au fost A radical din N plus 2 și la pătrat. Numai A radical din N plus 2 și la pătrat vine A înmulțit. A pătrat pe lângă N plus 2. Totul supra A pătrat plus A minus radical din N. Minus 3 era. Da, minus 3, minus 3, da, minus 3. Totul radical plus sau minus A radical din N plus 2, da? Da. Și egal mai departe, scoatem pe N factor comun, deci egal cu limită.
Embrienti de la infinit, din, din cât, să vedem. Deci n pe lângă a pătrat plus a minus 3 la a doua și minus a la a doua. Da. Minus a la a doua. Chide paranteza dreaptă. Și mai este, mai este încă ceva. Minus 2 a pătrat. Minus 2 a pătrat. Supra a pătrat plus a minus 3 ori radical din n minus a radical din n plus 2. Și asta face 0 dacă și numai dacă. Dispare n, atunci trebuie să fie 0, nu? Adică toată paranteza aceea dreaptă. Adică vorba de a pătrat plus a minus 3 la pătrat minus a pătrat să facă 0. Echivalent, îi gândim ca două pătrate, diferența două pătrate. A, va fi a minus b pe lângă a plus b. Adică prima paranteză minus a, da, pentru că da, prima paranteză plus a. Deci vine a pătrat. A pătrat plus a minus 3 minus, minus a. A pe lângă a pătrat, pătrat plus a minus 3 plus a. Plus a. Egal cu 0. Un produs egal 0 când de rând fiecare. Fiecare sunt 0. A cu minus a se duce, a pătrat, da, minus 3. Deci a pătrat minus 3 egal cu 0. 0. A pătrat este 3, atunci a va fi radical din 3. Plus minus, plus minus radical a 1, 2 egal cu plus minus radical din 3. Așa. Și pe urmă ne ducem la cealaltă variantă. A va fi a pătrat plus 2 a minus 3 egal cu 0. Egal cu 0. Ce zicem acum? A 1, 2? A 1, 2 minus 1 minus, minus 1 plus din, minus radical din 1 plus a ce? Plus 3. Totul supra, supra 2. Supra 1. Supra, supra a. Procentul lui. Da. Face minus 1 plus minus 2. Plus minus 2. Și vine odată a 3, să zicem acum. A 3 egal cu a 3 egal cu minus 3. Minus 3 și a 4. A 4 va fi 1. 1. Deci valorile pe care am găsit sunt plus minus radical plus 3. Minus radical 3. Minus 3 și 1. Minus 3 și 1. Noi lucrăm cu a unde? Am fixat o a aparținând de la minus și infinit minus 1 minus radical 3 cu 2. Bun, minus 1. Minus 1. Radical din 13. Sunt în ori și sunt la tablă. Te sunt când ies. Deci a aparține în minus infinit minus 1 minus radical din 13 totul pe 2. Nu, așa am zis, minus infinit? Da. De la minus infinit până la minus 1 minus radical din 13 pe 2. Și acum să vedem care din aceste valori se află aici. Care din aceste, ca să le acceptăm? Plus, minus... Ia să vedem. Plus radical din 3 n-are ce căuta. Nu. Trebuie să cercetăm pe minus radical din 3. Dacă s-ar afla aici. Și pe minus 3. Da. Radic, minus radical din 3, care cam cât face? Minus 1,73, parcă, da? Dar e radical din 13. Noi avem radical din 13. 13. Da. Și ar fi 3, ceva? Deci 3 și ceva. Și minus 1, minus 3 și ceva face minus 4, minus 4 și ceva. Și ceva pe 2, minus 2 și ceva. Deci ar fi că e vorba din minus infinit până la minus 2 și ceva, da? Da. Minus 2 și ceva și față de minus 1 radical din 3, 1,71, nu are, nu se pune problema. Rămâne numai minus 3. Ne întrebăm, oare minus 3 e mai mic
pun cu semn de întrebare. Minus 3 mai mic decât minus 1 minus radical din 13 totul pe 2? O fi adevărat? Păi, de obicei știu, gen, adicem la mulțim cu 2. Sigur, da. Echivalent. Echivalent cu minus 6 mai mic decât minus 1 minus radical din 13. Și echivalent. Nu. Ducem pe minus 1 în stânga. Da, ca să spun. Și avem minus 5. Minus 5 mai mic decât minus radical din 13. Înmulțim cu minus 1, echivalent, ca să scăpăm minus. Și 5 mai mare decât radical din 13. Da. Și ridicăm la pătrat, echivalent. 25. E mai mare decât 13. Adevărat. Adică minus 3 e bun. Da. Deci rezultă că minus 3 aparține intervalului de la minus infinit până la 1, până la minus 1, minus radical din 13 pe 2. În momentul de față, vă am spus că A egal cu minus 3, soluție, da? Da. O soluție care am găsit-o. Mergem acum cu A aparține. De la minus 1 minus radical din 13 pe 2, la minus 1 plus radical din 13 pe 2. Minus 1 minus radical din 13 pe 2 până la minus 1 plus radical din 13 pe 2. În perioada asta rezultă că A pătrat plus A minus 3. Știi că l-aveam ca coeficient. A pătrat plus A minus 3 este negativ. Deci rezultă că A pătrat plus A minus 3 este negativ. Că intră rădăcini. Da, știu că era între rădăcini. Iar au... Au este și negativ și pozitiv. Până în 0 este negativ și de la 0 acolo este... Deci trebuie să rupim această discuție în două acum. Da? Până în 0 și la... Deci, o să spun așa, 2, 1, cazul 2, 1, cu A aparține de la minus 1 minus radical din 13 supra 2 până la 0. Și rezultă că discuția asta cu A din această zonă A pătrat plus A minus 3 e mai mic ca 0, că rămâne tot timpul. Da. Iar dedesubt A mai mic ca 0. Da? Da. A pătrat plus A minus 3 îl înmulțim cu cine? A pătrat minus A plus 3? Cu radical din N, cred că era. Sau radical din N plus 2. Radical din N. Și pe al doilea cu radical din N plus 2. Așa. Și rezultă de la prima, dacă e un număr negativ, îl mulțim cu radical din N, rămâne tot negativ. Negativ, da. Deci din A pătrat plus A minus 3 ori radical din N mai mic ca 0. Și A radical din N plus 2 tot mai mic ca 0. Și atunci, limită pentru N timp de la infinit în situația asta din A radical din N plus 2 plus A pătrat. Da. A pătrat plus A minus 3 ori radical din N va face, primul face minus infinit, cealaltă face minus infinit și face minus infinit. Și diferit de 0. Da? Minus infinit care diferit de 0. Da. În concluzie, pentru A-ul din zona asta nu poate să fie 0. Da. Da. Și atunci trecem la 2, 2. Când A aparține de la... aparține de la minus 1, minus 2. Nu, de la 0. De la 0 spre... Da? Minus 1 plus radical din 13 pe 2. Deci A în zona asta. Și atunci rezultă că A pătrat plus A minus 3 rămâne negativ. Iar A-ul e pozitiv. Da? Da.
Primul înmulțim cu parcă cu radical din 1. Radical din 1. Atunci... radical din 1 plus 2. Da, radical din 1 plus 2. Și atunci a pătrat plus a minus 3, totul de înmulțit cu radical din n e negativ. Negativ. Și celălalt, a radical din n plus 2 este mai mare ca 0. Și atunci limita pe care o aveam, limită pentru n tinde la infinit, din a radical din n plus 2, plus a pătrat plus a minus 3 ori radical din limite din toată bucata asta, va face prima face plus infinit, da? Că da. A pozitiv ori fi face infinit, și cealaltă, fiindcă coeficientul a pătrat plus a minus 3 negativ, infinit minus infinit. Da? Și când ești în situația asta, aplici conjugata. Deci va fi egal mai departe cu limită pentru n timp de la infinit din a radical din n plus 2 a radical din n plus 2 minus plus a pătrat plus a minus 3 o radical din n. Dar și sus și jos. A. Deci trebuie să o lași pe prima. Da. Prima parte a radical din n plus 2 plus a pătrat așa, plus și era a. Pe lângă. Așa. Radical din n, și da, totul pe lângă. A radical din n plus 2 minus a pătrat plus a minus 3 o radical din n. Totul supra. O radical din n, totul supra. Exact bucata care am pus-o sus. A radical din n plus 2 minus a pătrat plus a minus 3 așa, și egal mai departe cu limită pentru n tinde la infinit din conjugata înseamnă dispar radical. Da. A la a doua pe lângă n plus 2. Așa vine, nu? Da. Minus în paranteza a pătrat plus a minus 3 la pătrat nu? La pătrat ori n. Totul supra a radical din n plus 2 minus a pătrat plus a minus 3 o radical din n. Și cam mai departe cu limită pentru n de la infinit din scoatem pe n n factor și vine n pe lângă a pătrat, lângă a pătrat o paranteză dreaptă, da? A pătrat minus, în paranteză, a pătrat. Paranteză, când a pătrat plus a, minus 3 la pătrat. Chid e paranteza dreaptă. Plus 2 a pătrat. Da. Da? Supra a radical din n plus 2, minus a pătrat, plus a minus 3, o radical din n. Și egal mai departe cu trebuie să dispară coeficientul de sus al lui n. Deci e egal cu 0, zicem, egală cu 0 limita asta, dacă și numai dacă. Egal 0, dacă și numai dacă. A pătrat. A pătrat. Minus. A pătrat plus a. A minus 3. A pătrat egal cu 0. Egal cu 0. Ceea ce înseamnă echivalent. A minus b pe lângă a plus b egal cu 0, atunci a minus a pătrat minus a plus 3. Pe lângă. Pe lângă a pătrat plus a. Pe lângă, pe lângă a plus. A. A, da. A plus a pătrat. A plus a pătrat. Plus a. A minus 3. Egal cu 0. Dacă vrând fiecare termen este 0. 0, adică rezolva a cu a minus a se reduc. Da. Adică minus a pătrat egal cu 3. 3. Ce înseamnă că a 1, 2 egal cu plus minus radical din 3. Radical. Și A3, 4, le știm de așa. Da. A3, A3 egal cu, le-am găsit mai sus, A3 egal cu minus 3, și A4 egal cu 1. Ei,
alea negative nu sunt bune, nu. Merge cu A pozitiv în varianta asta. Radical din 3 și 1. Deci ne întrebăm de dacă A1 egal cu radical din 3 sau celălalt A egal cu al patrulea cu 1, dacă din astea două avem o valoare corectă. Adică... Dacă se egalează între radical din 3 este 1 și ceva. Așa. Și aici minus 1 plus 3, ceva, va da 2, ceva pe 2, 1 plus 1 și ceva. Ceva. Și 1 este bun. 1 și ceva. Deci zicem, 1 aparține... 1 aparține intervalului de la 0 până la minus 1 plus radical din 13 pe 2. Da. Deci rezultă că A egal cu 1, soluție. Dar ne întrebăm dacă și cealaltă e bună, adică radical din 3. Să le compară. Exact. Ar trebui ca radical din 3 să fie mai mic decât... Radical din 3 minus 1 plus radical din 3 mai minus 1 plus radical din 3 plus 2. De fapt, nu foarte. Așa. Hai să ducem și pe minusul ăsta tot în stânga, ca să fie pozitiv plus. Radical din 3 minus 1. Plus 1. 2 radical din 3 plus 1, dacă e mai mic, sunt de întrebare, decât radical din 13. Radical la pătrat. Exact, este bine. Cu 4 radical din 12 plus 4 radical din 3 plus 1, dacă mai mic decât 13. 12 plus 13 plus 4 radical din 3 mai mic decât 3 fals. Și atunci A egal cu radical din 3 nu e. A egal cu radical din 3 nu este soluție pentru că nu aparține intervalul. Rămâne doar A egal cu 1. A egal cu 1. Deci rămâne A egal cu 1, sigura soluție. Mergem mai departe. Acum cu A aparține de la... De la minus 1 plus adică 13 pe 2 la plus infinit. 13 pe 2 la plus infinit. În perioada asta, de la minus 1 pe 2 la plus infinit, se întâmplă următorul lucru. A pătrat plus A minus 3 este mai mare ca 0. De acord? Da. Și atunci A pătrat plus A minus 3 ori radical din ea și el mai mare ca 0. Da. De desubt putem să mergem cu A. Dacă e la minusul plus radical 13 pe 2, A e mai mare ca 0. A e mai mare ca 0. Și atunci și A radical din B plus 2 da. Mai mare ca 0. Le adunăm. Da. Și vine că A pătrat plus A minus radical din 3 ori e plus... Și A pătrat plus A... Și roșia era. A pătrat plus A minus radical din 3 ori. Era minus plus... radical din 3 sau era 3? Minus 3. Minus 3. Minus 3. Păi 3, nu radical. Am zis o radical din 3. Am amețit. Deci minus 3 o radical din 3. N plus A radical din N plus 2 e strict mai mare ca 0. Da. Și atunci limita unui șir cu termen strict pozitiv nu poate fi 0. Deci rezultă că limită pentru n tinde la infinit din A pătrat plus A minus 3 ori radical din N plus A radical din N plus 2. Limita asta va face plus infinit. Va face plus infinit, care e diferit de 0. Deci nu ne pune problema să găsim ceva soluții în zona asta. În concluzie, ecuația sau limita de mai sus cu cerința aceea să fie 0, condus pe valorile odată A egal cu 1, care l-am găsit noi, și odată A egal cu minus 3, parcă. Da. Da, A egal cu minus 3, soluții, da. Așa este. Și minus radical din 3 oare a fost și a soluție? Minus radical din 3? Nu cred. Minus radical din 3... Nu am luat-o din 3. A egal cu minus 3 am găsit-o.
Nu mai știu dacă am mai cercetat-o și pe aceea. Am constat că nu ar fi parte. Nu, era, nu. Deci n-a intrat în discuție. Deci avem așa. Soluții finale, soluții. A aparține mulțimii valorilor, minus 3 și respectiv 1. Dacă era vorba să găsim acele valori al lui A, încât dacă le înlocuim, limita aceea să facă 0. Răspuns, minus 3 și 1. Foarte tare aici. Hai să vedem, a fost o discuție interesantă. Vezi, ca să aplici conjugata, trebuie să te încadrezi, să te afli în situația infinit minus infinit. Numai atunci. Da. Atunci noi am analizat când apare infinit minus infinit, adică a interesat semnul A pătrat plus A minus 3, acela. Foarte, foarte important. Mergem acum la punctul E. Da. Limită. Pentru E tinde la infinit. Da, limită pentru E tinde la infinit. F-ul? Da, punctul F. Limită pentru E tinde la infinit din linii de fracție. La numător este radical din 20 minus A pătrat, 20 minus A pătrat în paranteză, ori N pătrat, plus 2N, plus 3. Plus 2N. Plus 3. Supra 2N plus 1. Deci, este 20 minus A pătrat. Da, ori N pătrat. Ori N pătrat, plus 2N plus 3, totul supra, 2N plus 1, limita asta să facă egal cu 2. Așa. Când limita asta face 2? Păi, de subradical A putea scoate un N pătrat în factor forțat. Da. Adică subradical un N pătrat, da. Și în fața are și un N chiar. Da. Deci hai să ne ocupăm limită, deoparte, limită, pentru N tinde la infinit, din N pe lângă. Radical din 20 minus A pătrat. Că dacă am scos N pătratul, da. N în față, 20 minus A pătrat, plus 2 pe N, plus 3 pe N pătrat. Și jos, ar fi N pe lângă, 2 plus 1 pe 2. Bine? Bine. 2 plus 1 pe N, corect. Necune să termine. Și face limita asta când o calculăm. 2 pe N și 3 pe N pătrat sunt da, la 0. Și face radical din, radical din 20 minus A pătrat. Totul supra 2. Nu? E da. Bine. 20 minus A pătrat, totul pe 2. Și egală, limita ne-o dă la motorul egal cu 2. Am. Și atunci, atunci radical din 20 A pătrat a fi 4. 4. 4 scriem ca 2 radical. Nu, adică la pătrat, ce mai pierd? Deci 20 minus A pătrat egal cu 16. Da. 4 egal cu A pătrat. 4 egal cu A pătrat. A egal cu plus minus 2. Să vedem care din ele verifică. Dacă luăm pe 2, 20 minus 4, 16, 4 da. Și minus 2. 2 și minus 2 verifică, da? Da. Că la pătrat fac 16, 4 și 20 minus 4, e corect. Deci, astea sunt soluția A egal cu 2 și minus 2. Știi că am făcut numai ghișitul A3 până acum. Da, știu. Cât o fi ceasul, dacă nu mai peste poți să 10. Da, nu. O să numai. E vezi, dacă mai poți. Da. Dacă mama te mai lasă, dacă nu, o ne oprim aici și încerc să lucrez acasă. Ideea fiind asta. Da. Da, e și pe m-a întrebat dacă mai stau. Da. Și măcar la următorul să mai facem. Să vedem o variantă, da? Da.
hai să vedem așa cam ce ar vrea să spun autorul la 4. Să determine parametrele ale A și B, astfel încât șirurile A, N și B să fie simultan convergente. Deci să dau două șiruri aici, la punctul A. Deci la punctul A avem așa. A, N, șirul A, N este dat sub forma A radical de N plus 5. A radical de N plus 5. Plus B radical din 9N plus radical din 9N plus 5. Și minus radical din 4N plus 3. Deci AN așa arată, iar BN egal cu A radical din 9N plus 3. 9N plus 3. Minus B radical din 25, radical din 25. A zis să încerc să termin. Da, bun. Haideți să măcar să discutăm un pic, da? Minus B radical din 25 N plus 30 plus radical din 64 N plus 15. Deci, vezi? Autorul acum ne indică două șiruri, A și B, A, N și B, N. Da. Și zice, ce A și ce B să punem noi care aici? Simultan, încât, în simultan, cele două șiruri să fie convergente. Dacă observăm aici, avem radical din 9N plus 5 odată, da. Și 9N plus 3. Da. Să știi că plus 5 și 3 ăla nu influențează. 9N influențează foarte mult. Că 9 e 3. Pentru că avem același coeficient acolo, da? 3-ul. Da. Radical 9 face 3 acolo. Da. Da? Ca să poată să fie convergente simultan, înseamnă că suma lor sau diferența lor să fie convergentă. Da? Deci de acolo așa ar trebui să gândim. Dar oricum este mult de lucru. Da. Nu putem. Am să-ți mai indic că rămâne aici să discutăm în inițială. Da. Dar să ne uităm și la 5-ul, numai unul din ele să se fac. Da. Să cauzi limita și limită pentru n timp de la infinit din radical în 3 din n la a treia plus n, da. Minus n în afară. Da. Aici aplicăm conjugata de ordin 3. Deci ne gândim la formula A la 3 minus B la 3. De partea A la 3 minus B la 3 egal cu A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Da. AB plus B pătrat. Deci, așa stăm lucrurile. A la mine este primul radical. Și B-ul este N. Și va fi egal cu limită pentru n timp de la infinit din A minus B ăsta. Adică îți copiem radical în 3 din n la 3 plus n minus n pe lângă totul la pătrat, adică radical de ordinul 3 din n la 3 plus n la a doua. Așa. Plus AB. A ori B. Adică N ori radical de ordinul 3 din N la a treia plus N. Plus N pătrat. Tu închide paranteza, totul supra exact bucata asta care am pus 100, adică radical din 3, da. De N la a treia plus N. Așa. Plus N ori radical de ordinul 3. N la a treia plus plus N pătrat și cam mai departe cu zicem egal cu limită neprezente de la infinit din și acum ai sus A la 3 minus B la 3, deci scad de radical din N la 3. Vine N la a treia plus N, că ai scăpat de radical.
plus n minus n la 3a, totul supra, radical de ordinul 3, de bucata care a pus da. De n la a 3a plus n la pătrat, plus n radical de ordinul 3, de n la a 3a plus n, și plus n pătrat. Și egal mai departe cu n la 3 până la 3 sunt brut. Da? Limite pentru integrare. N supra. Și jos scoatem un n la a doua în factor comun. N la a doua pe lângă. Ce observăm aici? N la a 3 plus n. Are și destul radical un n. Și vi la pătrat e n pătrat. De peste tot este un n pătrat. Și rămâne radical de ordine 3 din 1 plus 1 pe n pătrat la pătrat. Așa vine, nu? Da. Plus radical de ordine 3 din 1 plus 1 pe n pătrat și plus 1. Ce frumos ar fi fost ca sus să fost în loc de n al numărătorii, să fost n pătrat. Că simplificam și atunci făceam 1 pe 3, dar aș face 0. Dacă și-a dat autorul, face 0. Dacă el o vede să fie înpătrat. Da. După părerea mea, așa a fost. Așa se fac și cealaltă este la punctul A5. Da. Ne oprim aici. Timpul s-a dus foarte mult. La revedere, dragilor, pe mâine seara.